Dumnezeu, mulțumim frumos! Foarte prezent, foarte scurt de introducere. Să spun eficient și cu timpul domnului ministru și nu spun acest lucru de întâmplare și simplu pentru că testul a făcut un efort considerabil. Ieri pe vremea asta era la Bruxelles. A făcut un efort considerabil de a veni și a discuta la fața locului câteva din problemele importante din infrastructură de la nivelul de pe Bacău. Așa cum v-am promis și la ultima conferință de presă, când a fost la viceprim-ministru Sever Șaide, astăzi următorul invitat important pentru județul Bacău este Ministrul Transportului și din perspectiva centurii ocolitoare și din perspectiva altor obiective cu genul naționale sau codul de la Onești, care trebuie discutate și rămurite și ce nivel de așteptare avem pentru fiecare din aceste obiective. Pentru că sunt și vești proaste, cum este cea cu centura, dar mai sunt și câteva vești bune. O să las pe domnul ministru să facă prezentare, după care o să intrăm în sesiunea de întrebări, dacă pot să spun așa. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, și pentru invitație. Voiam, înainte de a începe, să vă prezint și colegii care m-au să spună această deplasare, domnul director general și Parinită de Secția de la Compania Națională de Administrare a Studiei Rutiere și domnul director cu DGDP Iași. După cum știți, am primit acest program de vizită în județ pentru a identifica problemele la fața locului și pentru a încerca să găsim soluții cu autoritățile locale pentru proiectele de infrastructură, atât cele PBN-ul, cât și cele PAC-ul, vorbind de obiective majore, cum spunea și domnul președinte, varianta de ocolire a PAC-ului. În cursul zilei de astăzi am avut discuții pe câteva subiecte și o să vă fac o scurtă informare referitoare la concluziile la care am ajuns. Din păcate, știți foarte bine că varianta de ocolire Bacău o să fie neșansa unui constructor, un antreprenor neserios. Antreprenor care nu s-a mobilizat, nu a alocat resurse, astfel încât compania a transmis antreprenorului turc înștiințarea de rezidere a contractului, urmând să-i execute și garanția de bună execuție pentru recuperarea avansului care a fost alocat. Consider că în cursul lunilor trecute am transmis un mesaj clar încă de la preluarea mandatului către toate companiile, și anume că statul român este un partener onest, un partener care se ține de angajamente de alocare de finanțare pe măsură ce obiectivele avansează în execuție, dar și companiile la rândul lor trebuie să dea dovadă de seriozitate și nu doar să vâneze diverse clauze în contract de care să se agațe pentru a obține și alte sume suplimentare. Sunt profund nemulțumit, pentru că acesta era un proiect major pentru regiunea Moldovei. Drept dovadă, această firmă, cu siguranță, va fi introdusă pe lista neagră și 2 ani de zile vom putea participa la nici o altă procedură care va fi scoasă la licitație de către compania de drumuri. Și acest lucru va spune că se va întâmpla cu toate companiile care nu își respectă termenul contractual și au întârziere la lucru. Voi face vizite inopinate pe șantier, în condițiile în care nu avem evoluția conform contractului și conform contractului de execuție, cu siguranță niciodată nu vom mai avea credință din partea statului și voi lua măsuri drastice fără să stau la discuții, pentru că undeva trebuie să se oprească la toată această tergiversare pentru infrastructura majoră în România. În momentul de față se va prelua amplasamentul de către companie și undeva în cursul semestrului viitor vom iniția procedura de achiziție pentru plecare și execuție pentru acest obiectiv. Sperăm de repede undeva până la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, sperăm să lucrăm pe SEAP din nou pentru achiziții. Un alt subiect care am abordat astăzi și unde a fost și o parte de dumneavoastră prezenți a fost podul de la Unești. Am discutat și cu autoritățile locale.
Îl aștept pe domnul primar cu o nouă expertiză referitoare la lucrările care trebuie să efectuate la acest obiectiv și îl vom prelua la Ministerul Transportului la companie pentru a aloca sumele necesare pentru partea de întreținere și energia tuturor problemelor care vor fi identificate în studiul care va face domnul primar. De asemenea, am avut discuții cu domnul președinte vis-a-vis de modernizarea drumului DN11. Obiectiv pe care s-a întâlnit și cursul anul trecut și în acest an va avea finanțare pentru covoare asfaltice, pentru intervențiile necesare care sunt pe acest tronson de drum. Urmând ca în perioada următoare să încercăm să obținem o finanțare de la instituțiile financiare internaționale pentru un portofoliu mai vast de proiecte de DN-uri, pentru a putea demara procedurile de proiectare și execuție pentru aceste obiective, în care avem inclus și DN11, dar de pentru acest an am avut ca sumele necesare pentru întreținerea, am vorbit și cu domnul director, dar ai putea să sunt alături de mine și directorul companiei și directorul regional, pentru că lucrurile care ne asumăm în fața administrației locale, dăm și să le poată duce la punct de primire, fără a avea scuze, fie că nu au finanțare, fie că au trebuit alte impedimente. Punctul discuțiilor este la fața locului, când facem cu toată lumea, dacă sunt probleme, încercăm să găsim soluții. Dacă nu vor avea scuze, dacă nu își vor implementa proiecte relativ. Și un ultim subiect care l-am abordat astăzi a fost cel legat de investiția care trebuie făcută de către Romanța în noul drum care va fi pus la dispoziție pe aeroportul din Bacău, George Enescu. Și domnul director, nu știu dacă este în sală. L-am convocat aici, am avut o discuție cu conducerea aeroportului și mi-a dat asigur că la data de 1 noiembrie va demara, până la data de 1 noiembrie va demara toate procedurile necesare pentru achiziția echipamentului, astfel încât la 1 noiembrie să avem totul funcțional și nu va fi niciun fel de impediment din partea companiei Romanța. Dacă colegii mei vor să completeze domnul director sau domnul Mare, cum vă zic, să nu ne ținem de cuvânt.
școală, dacă am spus aceste prevederi de pe urmă, să fie pregătiți cu contactări făcute și să nu stăm să fie în timpul pe noi proceduri, la momentul notificării să fie pregătiți, data să aflăm banii necesari care vom aloca suplimentar pentru consoanele de drum. Da. Dacă domnul primar, domnul președinte, au precizări, domnul președinte a Consiliului Județean. Vreau să mai fac o precizare referitor la... Bun, noi am avut aici două componente, am avut pe departe de bugetul de stat, parte de întreținere. Dar prioritatea zero a acestui guvern, după cum știți, pentru că am avut un an mult în infrastructura lumească și implicit și în absorbția de fonduri europene, o constituie elaborarea de de proiecte mature, care se scoatem la proiectare și execuție în perioada imediată următoare. Și ne vom concentra tot efortul pe aceste proiecte, inclusiv varianta de ocolie Bacău. Ăsta a fost și subiectul care l-am discutat cu doamna comisară din Acrețu. Tot timpul au fost speculații și discuții că Ministerul Transporturilor are numai proiecte fazate, ne vedem cu proiecte fazate care, care pot face absorbție pe fonduri europene, dar eu vă spun că avem proiecte noi, avem proiecte mature care pot fi scoase la licitație astfel încât să putem asigura absorbția pe următorii ani fără să riscăm să se activeze clauza de comitere la sfârșitul anului 2015. Practic, intervenția mea se leagă de discuțiile pe care le-am avut domnul ministru exact pe componenta șoselei de centru al Bacăului. Deși nu este un obiectiv care aparține municipalității, este obiectivul Ministerului Transporturilor prin intermediul companiei naționale. Pot să spun că am următoarea considerație. Sper că cât de curând să ajungem în etapa în care va fi din nou scoasă la licitație sau prin intermediul proiectului legislativ că urmează să produceți cu prioritatea, prioritizarea sau găsirea unor soluții pentru evitarea tuturor acestor blocaje de natură instituțională cauzate de către aceste interminabile licitații, contestații sau alte asemenea chestiuni care, într-adevăr, blochează atât componenta națională de proiectare, nu știu ceea ce înseamnă proiectele naționale, dar vă spun că această componentă blochează și administrațiile publice locale în momentul de față. Eu aș face în următoarea cheie la o considerație de natură personală. Poate pentru că s-au avut tot rău spre bine, pentru că acum se prezentau firma din Turcia. Nu cred că aveam posibilitatea acum lucrau din alor și la ce expertiză și experiență aveau. Cred că nu puteam să ajungem nici în 2300 cu finalizarea acestei șosele de centură. Ori din ceea ce ne-a prezentat domnul ministru, sunt șanse mari ca undeva în toamna acestui an să sperăm că avem un constructor. Constructor și eu spun cu toată inima, fără dar, când aș dori un constructor care să fie și de-al locului. Și un om care construiește așa cum trebuie. Pot să spun, și o spune, a spus-o și domnul ministru, dumneavoastră știe, o spun și dumneavoastră, toate planurile de mobilitate urbană pe care le are municipiul Bacău și toate accesările pe care le va face pe axa 4 de 40-25 de milioane de euro, sunt indisolubil legate de existența șoselei de centură. Fără șoseaua de centură, municipiul Bacău practic se sufocă. Dar privim cu toată încrederea și sperăm într-o modificare de legislație, nu numai, dar și o rapiditate de a găsi un constructor bun și reiterez că până la urmă sunt primar și îmi doresc, totdeauna o să-mi doresc și o să spun peste tot, că îmi doresc cât mai mulți constructori care să fie din Bacău, cât mai mulți muncitori din Bacău. Asta e dorința pe care o am eu. Evident, ajustată și cu posibilitățile legislative atunci este prezint. Pe de altă parte, cred că am văzut deja prin Bacău o serie de intervenții pe lângă acostamentul de cale ferată, acel parc CFR pe care toți locuitorii municipiului Bacău discută. Am obținut din partea domnului ministru acordul și promisiunea că vom găsi soluția legală pentru a administra în mod eficient acest obiectiv. De asemenea, am avut discuții și drumul de pe lângă acostamentul șinei de cale ferată, care face legătura cu cartierul de pomi. Știți care este drumul la care mă refer și pe care, în momentul de față, municipiul Bacău nu poate face, deoarece nu există avizul din partea cărilor ferate. Cam asta. Așteptăm întrebările. Mulțumesc.
Eu l-am rugat pe domnul primar să pună pe o pală toate aceste probleme și l-aștept la primul să discutăm cu domnul director de la infrastructură, de la CFR, cu domnul director Pipa. Și primul ministru Sorin Deanu și eu, la rândul meu, am spus că nu ne vom bloca să dăm operare către autoritățile locale bunurile care le are Ministerul și nu le poate aloca fonduri sau resurse pentru modernizare. Și primul caz, știți foarte bine, a fost faleza de la Turcia, care, din păcate, începința, trebuie să-i începința de guvern de ieri, dar nu au obținut avizul Ministerului Justiției. Restul toate ministerele au avizat predarea falizei către autoritățile locale de Consiliul Județean. Da. Împreună la întrebări. Ovidiu, fac o rețetă de așteptare. Domnul Ludovic Orban a fost secretar de la Bacău și a spus despre aeroport că nu înțelege managementul aeroportului din moment ce există o singură companie care operează și prea puține destinații. Asta e cea declarat. Oare? Dacă doriți să declare și cum a reușit el, și o să aducem că... Nu, no, e strict jurnalistic, deci trebuie... Și eu tot jurnalist. Să avem și noi să vedem, să putem prezenta și presii.
sunt antreprenorii serioși, care sunt antreprenorii care nu și-au respectat termenele. E un exercițiu care cred că ar fi binevenit. Reflectăm la condițiile sunt stabilite, bineînțeles, astfel încât să fie, să nu fie restrictive pentru nimeni. Nu se urmărește blocarea unei firme să participe, trebuie să aibă, bineînțeles, experiență în domeniu, trebuie să aibă un portofoliu de investiții similare, trebuie să aibă forța financiară să ducă o investiție de amvergură în spate, dar eu cred că lucrurile voi da numai de atât, din acest motiv trebuie date și câteva exemple clare, ca să înțeleagă toate firmele, fie că sunt străine, fie că sunt românești, deși firmele românești am văzut că nu prea, în general, nu prea au fost mai mult subcontractori la firmele mari, dar trebuie dat un semnal ca să înțeleagă. România are nevoie de infrastructură mai, avem nevoie de alte întârzieri care consideră unică din unele clauze care sunt înscrise în contract. Vreți să încurajați, eventual, în firmele românești să... După cum știți, programul nostru de guvernare este construit în jurul firmelor românești, dar în același timp nu putem, eu ca ministru, nu pot să spun în momentul acesta că am încredere într-o firmă anume românească, chiar dacă lucrează foarte bine, care are o altă conotație. Tocmai de asta vreau să văd un clasament făcut. Fie român, un organism de cercetare să contractăm un studiu independent, să vedem și noi care sunt firme care își fac treaba în țara asta. Indiferent de apartenență. Dacă vreți să fiu puțin, să te împărtăm cu toți și știu istoria. În 2004, când lucram în Grescu, în Bacu, nu era din lucram în Grescu, deși era din Bacu și lucram în Bacu. Acum am ajuns să ne pară pe bună dreptate și să avem o concluzie amară, că dacă un Grescu ar fi câștigat această licitație, probabil centura era departe. Dar amintiți-vă ce scandal era în Bacu, când un Grescu a fost în Bacu. Și acum ne rugăm ca cel mai serios asfaltator român să vină să facă centura Bacu. Sper să... De data asta să aibă mai mult noroc, să mai multă șansă la achiziție. Domnul ministru, îmi cer scuze că vă dați, dar vreau să fac o precizare. De mult se știe că firma aceasta turcească nu avea nicio treabă cu construcția de autostrăzi și a fost implicată în niște construcții militare în Turcia. Cine, dumneavoastră, îmi vorbit că va fi stopată participarea sa la licitații de acum înainte. Dar cine a adus această firmă? Cine s-a ocupat de această firmă? Există și o asemenea decizie de viitor ca cei care se ocupă și aduc asemenea firme pe care nu le știe nimeni. Vreau să mă mai și precizarea că în timp ce se derula licitația șeful acelei firme, patronul acelei firme a fost arestat în corupție în Turcia, deci pot fi luat măsuri și împotriva celor care aduc asemenea firme. La o procedură de licitație. Eu nu știu cine a adus firma. Eu știu asta că nu perpetuez... Nu, de acum înainte, da? Păi nu. Cine a adus firma? Cine s-a adus firma? Firma a venit singură și a luat pe de sage și a participat. La mine, în primul, nu vine nimeni să-mi spună până acum a venit și la asigur, nu vine nimeni să-mi spună cineva, uite o firmă. Firma vine, se prezintă, se uită compania, echipa care de evaluare a ofertelor, ei sunt cei care desenează câștigătorul. În niciun caz nu cred că și-ar asuma un ministru să facă o astfel de greșeală care are altă conotație. Dar vor fi plătirea unei numai această firmă? Se va executa garanția, bineînțeles, se execută garanția. Se ne amintim istoria. Compania Națională nu mă convins că se fac un cine a la vremea respectivă. I-a scos de licitație de turci și i-a reintrodus CNSC-ul și instalat asta. Atenție, după 2 ani. Ca să ne înțelegem că nimeni de la masa asta nu a băgat această firmă în România sau știu ceva. A cumpărat, a participat și a fost reintrodusă după ce CNR-ul i-a scos din achiziție. E important de subliniat acest aspect. Am o întrebare pentru domnul senator Grea. Dacă ai cunoștință de vreo, nu știu, dacă a fost introdusă firma Polaro, care înainte trebuia să facă aeroportul, pe o listă de asta neagră. Și o altă întrebare pentru domnul ministru, dacă ai cunoștință de faptul că firma care lucrează acum la aeroport este într-o situație penală la numele ei, cu un prejudiciu stabil într-un alt dosar, care asta influențează în fel, și care este statul lucrărilor de aeroport.
investiția Investiția Consiliului Județean. Păi acolo e o asociere dintre UTI și Conexuri și lucrurile sunt mai demografic, nu înțeleg care e. Eu înțeleg, dar, na, totuși, lucrăm. Mai sunt firme, că UTI mai lucrează, cred că, în țara asta. Și UTI este lider de asociație, atenție. Deci UTI acolo va da probleme, dacă nu știu ce la... Dar discuția legată de Romanța a fost pentru a nu întârzia punerea în funcțiunea acestei investiții datorită Chema care trebuie să facă inițial aeroportul, nu aer, a fost adus pe Vârstă Neagră, pentru faptul că nu și-a dus la îndeplinire. Nu, cred că este și în insolvență. Nu, e în insolvență sau faimen, nu știu. Și pentru Corășeanu care este stat într-o... Nu știu care e lista aia. Probabil de acum se va face lista aia, dar nu știu unde, unde e o listă ca să introduci, că poți să introduci, dar... E asta e. Domnul Rășoan, pe care se stă lucrările la aeroport? Lucrările la aeroport sunt în grafic, terminalul cu turnul de control și discuțiile care au avut loc astăzi vis-a-vis de echipamente și ceea ce a făcut Romanța acolo și de corelare. Și toate celelalte echipamente și clădiri conexe. Uzina de apă, uzina electrică, parcarea. E în termen, undeva, luna iulie-august. Anul. Da. Și punerea în funcțiune după ce Romanța și cunoștea funcțiunea în aparatul, nu? Sunt corelate. O paralelă cu Pribănei a început drum și începe și citația de lucru. Și Romanța se va încadra în termen, nu? Sigur, e. Bun, aici intrăm într-o discuție tehnică pentru că turnul din control cel vechi, împreună cu turnul cel trebuie preluate, va funcționa o perioadă în paralel, dar nu vreau eu să intru acum în, în aceste instituții și proceduri tehnice. Dar asta au fost niște minusuri în comunicarea cu vreo 3, 4, 5, 6 luni în relația aeroportului. Tocmai de asta, nu știu cât această pregătă, atunci ar fi hilar cu investiție recepționată și nu cu ei în funcție. Domnul ministru, iertați-mă, la un, încă o precizare, am vorbit de acest drum dintre Bacău și Brașov. Multă vreme s-a vorbit despre posibilitatea construirii unui autostrăzi. S-a renunțat și posibil deocamdată. Dar s-a vorbit despre un drum expres, Bacău Brașov. Acest drum nu s-a făcut când vinuse că se face autostradă. Acum nici despre un drum expres nu se mai vorbește. Se vorbește doar de asfalt. De fapt, care este situația acestui DN11? Deci DN11, din ce date am de la companie, este prins la modernizare, valoarea modernizare DN11, Brașov, Pune și Bacău. 159 de km, valoarea întreagă a proiectului 634 de milioane de lei. Discuțiile pe care le-am avut și cu domnul președinte a fost să spargem acest obiectiv în mai multe părți pentru a putea licita separat pe raza județului Bacău, acum practic 185 de km de drum care trebuie modernizat. Este o variantă care luăm în calcul, ținând cont că acest obiectiv este pe buget de stat. Ce înseamnă modernizare? Să spune domnul director de la companie de trebuie o stare. Vă spun de bună ziua. Mai mult din cu o veste bună pe care o facem între mine, să spun așa cum am comunicat și la conferința anterioară pe care am avut-o la Bistrița, toate proiectele care le avem în master plan de tratat prioritate, iar veți spune că obiectivul despre care noastră vorbiți Brașov-Bacău este master plan, iar pe perioada de perspectivă are 2021-2030. Ca atare, noi va trebui din anul 2018 să începe pregătirea acestui obiectiv, astfel încât el să fie matur în acea perioadă, să poată fi implementat. Adică vom demara procedurile de realizare a documentației tehnice STTT din anul 2018. Legat de modernizarea DN11, în paralel, avem în vedere, așa cum a spus și domnul ministru, realizarea etapizată acestui obiectiv, împărțindu-le sectoare, dar în zonele afectate cu prioritate, pentru că trebuie să spune că mare parte din acest sector de drum este într-o stare de viabilitate bună, urmând ca acele zone care, într-adevăr, creează probleme participanților la trafic să fie tratate cu prioritate și, pe urmă, cu domnul Gaicu, le vom identifica și le vom trata ca atare. Modernizarea presupune inclusiv lărgirea platformei drumului în zonele unde
unde se permite acest lucru, pe raza localităților va fi îmbunătățit de capacitatea contractă, iar în afara localităților avem în vedere situația platformei, aducându-o la o clasă tehnică 3, la o platformă de 10 metri. Mulțumesc! Doar din dorința de a fi puțin mai explicit. Domnule ministru. Anul acesta se rog și sume pentru menținerea lui nouă grade de viabilitate în regulă. Ce spune domnul director este, și a spus și domnul ministru, această modernizare de 87 km actualul apasament pe DN11 este o lucrare iarăși importantă și serioasă, dar care trebuie să găsească sursă de finanțare și să înceapă licitația. Asta este un obiectiv pentru anul. Dumneavoastră și toți băcăoanii și în mod normal toată Moldova va trebui, dar probabil că ați întrebat și de Bacul Brașov. Eu o să stau la Bacul Brașov. Care știți că aici eu m-am sepat puțin de ce spun oficialitățile de la București. Este prins 2021-2030, dar domnul director îmi spune că e prins. Da, este prins. Dacă întrebați pe oricine din sala asta, toată lumea vrea să înceapă mâine lucrările la Bacul Brașov. Din păcate, ea a fost prioritizată de guvernul trecut, ca o relație între Moldova și Ardeal, o rețea de infrastructură. Și 2021-2030, asta este o investiție bună, o investiție proastă pentru Moldova, 2021-2030, Bacul Brașov. Asta este. Vom vedea. Dacă se va rediscuta masterplanul, probabil, dacă se va rediscuta masterplanul de transport, asta e un alt nivel de decizie aici, atunci putem începe discuție. Pe actualul masterplan de transport, sunt două autostrăzi. Una, Bacul Brașov, care se face 2021-2030 și încă una, Iași Dumnezeu, care, eu am mai spus, nu se va face niciodată. Dumnezeu, ești sau nu, dar folosiți ambele, nu. În master plan este prins la locul de autostradă, Bacul Brașov, dar ce vă spunea domnul director este următorul lucru. Deși perioada de implementare este 2021-2030, conform master planul care a fost aprobat anul trecut prin hotărâre de guvern, și master planul a reprezentat condiționalitate ex ante impusă de Comisia Europeană pentru a putea accesa fondurile europene, adică ca să fiu mai explicit, s-a dorit a avea o viziune strategică asupra proiectului de infrastructură în România. Nu de fiecare dată când se schimbă un guvern, se trasează pentru că nu, prioritățile au fost clar, trasează prin masca clar, astfel încât să putem accesa fondurile europene. Dar, ce a spus domnul director, este următorul lucru, că asta am făcut și la Bistrița, pe drumul expres Cluj-Dahalmeu, care avea proiect de implementare tot 2021-2030. Luăm proiectele din 2021, care aveau termen de implementare în 2021, și le aduce mai aproape, scoate la licitație, partea tehnică. Deci orice drum, care, orice investiție nouă care o facem, trebuie să aibă la bază un studiu de fezabilitate, care ne dă, practic, traseul, se fac făcajele geotehnice, ne dă valoarea investiției. E, noi atragem această investiție în 2018 și vom lansa studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Probabil că se va alege pe un contract fizic roșu după aceea doar execuție, ca să ne putem mobiliza un pic mai repede resursele de timp. Și de asta vom scoate SFR plus PT în 2018 pentru acest obiectiv. Este un obiectiv abandonat sau ne uităm la el în 2021. Noi avem deja proiecte mature care vrem să ne scoatem, dar pentru a avea unitatea absorbție sporit, da? Pentru ca România să facă absorbție și, într-adevăr, să nu mai aibă doar statut de contributor la bugetul Comisiei Europene, Uniunii Europene, vrem să aducem proiectele un pic mai aproape pentru a le demara și, în principiu, pentru a scuti și timpul. Domnul ministru, lumea este asta. S-au realizat în Europa o sumedenie de autostrăzi cu investiții particulare, nu neapărat venite de la Uniunea Europeană. Sigur că acea administrare apoi este a acelor companii care au contribuit la realizarea investițiilor respective. De ce mai nu se procedează? De ce este, nu este acest procedeu? Am văzut în Spania, am văzut autostrăzi în Franța, care sunt realizate pur și simplu cu investiții particulare, nu prin neapărat în fonduri ale statului sau Uniunii Europene. Nu există această posibilitate. Moldova are în continuare, indiferent ce spuneți, indiferent cât o să fie, nu știu ce vorbim la finalul 2021, rămâne în continuare izolată. Vedeți ce s-a făcut în Grecia după ce, înaintea Olimpiadei, când s-au realizat autostrăzile, Rumenița s-a unit și a scos o zonă de acea Macedonie scoasă, pur și simplu, din o stare de sărăcie teribilă. De ce nu se încearcă și alte proceduri care sunt utilizate în Uniunea Europeană? Investiția privată. Bun, am avut câteva contracte de concesiune lansate pe diverse tronsoane de infrastructură. Am avut Brașov-Comarnic și știți foarte
am anulat procedura de concesiune, că era de demarată în 2014, nici acum a fost finalizată, tocmai pentru a face un material public-privat. Problema a fost tot timpul de identificarea surselor de finanțare de către cei care au câștigat, pentru că să vorbiți de sumele care revin în urma exploatării consolului gata construit. Dar noi vorbim de finanțarea pentru construire care trebuie să aibă antreprenorul privat care participă bine la licitație. Tot timpul a fost problema, am avut trei proiecte de concesiune în România. Comarul Brașov, Pitești și Caiova și varianta și Iubul Zevalul Poleștiului. Una dintre am băgat-o pe punctul de stat Brașov Comarul, celelalte două sunt date pe fonduri europene. Vă spun că este păcat să nu accesăm fonduri europene în condițiile în care avem această posibilitate. Numai că a necesitat un efort din partea autorităților și tocmai de asta am vorbit anumite proceduri și în cadrul companiei și în cadrul ministerului, de asta am adus și la comisie, să-i asigurăm de stabilitatea din România pe de-o parte și pe de altă parte de proiectele care le avem în acest moment marcute, gata să facă absolut fondul europene. Vă spun că este soluția mult mai ultimă în momentul de față să facem absolut și să tragem fondul europene pe proiecte mature. Bineînțeles că suntem deschiși și pentru parteneriate publice private, nu este absolut nicio problemă, dar să vedem și seriozitate din partea celor care vin și câștigă aceste licitații. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Domnul Beneagru s-a adus, spuneau, cu câțiva ani cu explic sau ne-a interesat și mă mărturisesc că chiar m-a captivat și i-am dat mare dreptate și am susținut de-a lungul timpului. Că un kilometru de pistă de aeroport poate fi la un moment dat, poate chiar mai mult decât 100 de kilometri de autostradă. Un principiu extraordinar de important. Eu n-am văzut însă din partea statului român, a guvernelor care s-au sugerat nicio atenție legată de nu facem autostrăzi mai greu, mai dificil, în publicitații, parteneri de serios și așa mai departe. Dar să susțină statul, guvernul, cu realizarea și modernizarea unui aeroport, eu nu cred că era un lucru extrem de greu. Cel puțin din părerea mea. De ce nu se susține aeroportul și din portul guvernamentale? De ce nu s-a susținut asemenea? Asta este apanajul Ministerului Finanțelor. Și în condițiile în care Ministerul Finanțelor a aruncat fonduri, bineînțeles, pentru susținerea construcțiilor sau investițiilor care se fac în pistă sau în alte clădiri care compun structura aeroportuală, a trebuit primul notificată la Comisia Europeană pentru că aceasta este procedura legală. Se doar nu fi considerat ajutor de stat. Dar să nu, la Comisia Europeană sunt tot românii. Nu se poate întâmpli, nu se poate întâmpli. După aceea, care sunt procedurile, este apanajul Ministerului Transportului sau ce acum. Domnule Ministru, o să le zic puțin pe subiectul ăsta, până da. Haideți, spuneți-ți mai mult. Vreau să vă spună, doamna directoare, de când stă la Consiliul Concurenței cu aruncările pe aeroport. Și orice fac mai bine, trebuie... Și am mai discutat chestiunea asta. Bacău fiind un aeroport cu peste 200.000 de pasageri trafic, orice euro sau leu care vine de la bugetul local de stat sau bugetul Uniunii Europene, are nevoie de notificare la DG Competition. Are nevoie de notificare și stăm din 2014. Până la aruncare, un simplu aviz, e simplu de... De ce îi spun că e ajutor de stat? Și uite că... Vreau să dau un exemplu mai grotesc, Comisia Europeană, legat de deșeuri. Dacă aveți un proiect pentru modernizarea acuilor ferate? Da, bineînțeles, avem și pentru modernizarea acuilor ferate proiecte în pregătire. Avem obiective de investiții modernizarea liniei de care ferată, eu spun tot consumul. Ploiești, Ajut, Focșani, Bacău, Roman, Pașcani, Iași, Fontenă. Suntem astfel de la Hoagia, studiul de fezabilitate. Valoarea proiectului este de 84 de milioane din programul Gasolului de Infrastructură Mare. De lei, nu? De lei, vorbim de lei, da. Pentru ce an? În ce perioadă? Păi nu suntem la un moment de față, suntem la... S-a scos legislația la varia SF-ului, după finanțarea SF-ului se va scoate proiectarea și execuția. Bineînțeles, sunt mai multe proiecte mai mici, la poduri, fodețe, modernizări de care de grări, de stații de operare, deci sunt mai multe proiecte de care le-am operatorul de care le-am.
Să amintiți tot la capitolul de Comune, așa anunțat probabil luna mai o să deschidem procedurile aferente coitorului nou pan-european care tranzitează din Moldova, ceea ce înseamnă că cele trei consoane, Ploiești, Buzău, Buzău, Focșan, Focșan, Bacău, vor fi deschise mai, vor încă 4 sau 2 ani să se realizeze aceste documentații tehnice, acest lucru este irreversibil, ceea ce înseamnă că autostrada Moldova va intra în care de în funcție de studiul de dezabilitate de rezultat, vom avea, vom decide dacă va fi drum expres sau autostradă. Deși master plan este fiind stat drum expres, CNAE va avut în vedere că acest lucru să fie stabilit la studiul de detaliu, adică la studiul de dezabilitate. Asta, dacă viitorul de Jibonea, spune pentru... Și ce mai trebuie subliniat de faptul că atât coridorul nou, cât și autostrada, Târgu Mureș, Ungheni, Iași, Ungheni, ei au prins în master plan din capelul implementare 2020. Noi ne-am vrea să mai aproape. Exact ce vă spuneam ca și procedură, cum vom, care vom aplica pentru mai multe proiecte. Da, e o cea. De venituță la master plan, actorul master plan cel aprobat în octombrie de guvernul Cioloș a priorizat pentru Moldova autostrada Iași-Târgu Mureș. Am spus și atunci, spun și acum, eu cred că a fost prioritizată pentru că nu se face, dar se spune că există o legătură între Moldova și Ardeal. Cea care a fost mai ieftină și mai ușor de realizat Bacău-Brașov a fost prinsă 2021-2030. Și gândiți-vă că bugetul ăsta al Uniunii Europene, după acest Brexit și după alte evenimente care se vor mai întâmpla, eu zic că se va contracta, nu se va dilata și în condiții în care tu prioritizezi o autostradă Moldova-Ardeal care costă 9 miliarde și se va realiza foarte greu, în cheile de cazuri pe unde se va realiza, ea a fost prinsă doar ca să mai fie păcălită încă o dată Moldova. Și până nu se va schimba masterplanul, dacă se va schimba masterplanul, dar mie mi se pare că e utopie să se vorbească de schimbarea masterplanului, în condiții care deja au trecut 3 ani și încă avem probleme la forța fondurilor europene. Eu cred că o să rămâne cu Bacău-Brașov cum a prins-o Cioloș, în deceniul viitor, a doua jumătate de deceniul viitor. Pentru că asta nu, noi rămânem aici, dar e bine cu studiul de sanitate, licitații, tot. Dar oamenii și care află de la dumneavoastră informațiile vor să pună roata pe aceste și îi întreabă când pun roata pe aceste obiective. Eu cred că Bacău-Brașov nu va fi până în 2025, dacă în funcție. Dacă va, să vedem. Eugen Lugreanu de la Exclusiv TV. Domnule Ministru, știm foarte bine cu toții că marile probleme apar, așa cum avem caz concret și s-a discutat astăzi aici, firme de apartament sau firme care nu au capacitate să ducă la bun sfârșit un proiect pentru care au câștigat o licitație. Pe de altă parte, perioada extrem de lungă a contestațiilor ne oferă o imagine reală de ce nu reușim să avem o infrastructură rutieră eficientă. V-ați gândit și aveți această șansă istorică, fiind la guvernare, să schimbați din punct de vedere legislativ? Veți veni cu propuneri concrete pentru modificarea anumitor legi pentru a scăpa de aceste neajunsuri? În domeniile strategice, oricum domenii să citească, prin proiecte de infrastructură mare. Pentru că ea va acoperi trei domenii. Apărare, energie și transport. Tocmai acest lucru, îl spuneam și înainte, vin să reglementăm clar un cadru de lucru. Avem licitația, concretă, avem și ația participă de firme. Una dintre ele face contestă, bineînțeles, câștigătorul. Cum e procedura acum? Ce NSC-ul se pronunță după o perioadă de 20 de zile, după aceea contestatarul se poate duce în instanță să atace mai departe licitația CNSC-ului, astfel blocând evoluția proiectului. Ne dorim prin acest proiect la care lucrăm în momentul de față, ca după pronunțarea unei entități, care va fi fie CNSC, fie o instanță specializată pe contestații, este la latitudinea contestatarului se ducă mai departe, dar după desemnarea primei decizii, dăm drumul la obiectiv, la investiție mai departe, să nu ținem obiectivul blocat pentru 2-3 ani, că durează procesele. Pentru că dacă ne uităm pe cazuistica, pe studiile făcute pe cazuistica contestațiilor, 98% contestații se pierd.
Deci, practic, se tergiversează unul mers al proiectului. Și în sensul ăsta vom elabora un proiect de lege pentru achizițiile strategice. Vis-a-vis de centrul locuitoare, ca să... Pentru că se discută mult în spațiul publicului român, haideți să ne luăm misiuni clare. Deci, domnul ministru a spus că undeva, la începutul 1 septembrie, va începe din nou procedura de achiziție. De ce nu mai repede? E o întrebare firească. O să vă spună domnul director de la CNAE, că sunt niște proceduri. Doi, finanțarea. Că tot s-a vorbit în ultimii doi ani, în ultimul an. Nu sunt probleme. Este prins de cel mai important obiectiv pe regiunea Nord-Est. Această investiție cu finanțare de subuse. Și anul acesta alocase în condițiile în care ar fi avut un structur serios 200 de milioane pentru venit pentru execuția de lucrări. Deci nu era o problemă de finanțare. Deci, nu s-a pus niciodată problema asta. De la data semnării, la 1 aprilie 2015. Rezerva vis-a-vis de acest constructor, încă o dată, stabilit de instanță, noi am exprimat în momentele care au fost, 1 aprilie semnarea contractului, 30 mai când au început lucrările, dar n-am fi vrut să ne batem în avocați cu firma din Turcia, care și-aș fi găsit aici explicații că vezi, doamna autoritatea locală nu i-a susținut, din potrivă de la început. Rezerve au fost întotdeauna. Noi am sperat că acest proiect, atât timp cât are probleme cu finanțarea, va merge. Și nu va avea o problemă cu constructorul. Evident că cei care spun că nu este finanțare și avem un constructor bun, sau care spuneau că nu este finanțare și avem un constructor bun, e exact pe dos. Finanțarea este, dar constructor bun nu este. Turcii au cerut bani în avans, 80 de milioane sau nu știu cât. Păi da, și dacă uite de... Evident. Nu, asta e cântemătare. Nu, dar avansul nu e în contract. Nu, avansul nu e în contract. Nu, asta nu este discutat, dar ce se execută, practic? Adică turcul cu ce plătește? Turcul are pus o garanție de bună execuție, care va fi executată de către companie, în integralitate. 40 de milioane de lei. Nu scrisoarea de garanție avansului. Avem o scrisoare de garanție bancară, aferent avansului. Nu asta vreau să spun. Tehnic, adică ce se întâmplă? Tehnic, tehnic, banii la bani. Da, toți banii la bani. Și au bani cum vedeți? Înțeles că n-au bani să vă dea. Scrisoarea de garanție bancară, asta atestă faptul că banii sunt mobilizați și noi ne desfăzăm din această scrisoare. Deci cine nu are cum să ții ați în această plătexă. Banii vor fi recuperați în integralitate. Este acolo asta este bunul de la face. Și am început în 2013. O luăm acum de la bani. Da? Ne ținem atâta timp cât se întâmplă de acest de acest obiectiv. Și stăm cu firmă care are camioane și tot ce trebuie ca să facă asta fără niciun fel de problemă. Lucrările se conservă sau ce se întâmplă acolo? Se curizează? Da, lucrările vor fi... Nu, deci răspunde și de ce nu se poate mai repede procedura de achiziție. De ce nu de mâine? Procesul de reziliere este undeva între 30-45 de zile. Urmează preluarea șantierului, așa cum bine atunci un astfel conservarea lucrărilor, aducem o firmă care se ocupe bine de vede faza acestor lucrări, astfel că să nu fie degradată, să nu dispară. Mai există expropriat de făcut? Mai sunt două, trei zone punctuale unde avem ceva probleme, dar în mare parte n-au zis la antena clasament, că era liber fixat și se putea lucra. Dar acum încercăm să rezolvăm și acea problemă, cum știți, pe partea estică, sectorul de varianta de autorizare practic era aferent coridorului 9 și era profil de autostradă, de data aceasta vom face integralitate acest profil direct la autostradă, avem în vedere să scoate procedura de achiziție direct la autostradă, astfel încât să nu mai fie acea parte prinsă în documentație, cum că calea 1 era finalizată, iar calea 2 rămânea undeva la nivel de terasant. De data asta o să face documentația, n-aș putea să fie direct la profil de autostradă, ci și apăsă 10 km. Noi începem de astăzi cu urmă documentație, paralel cu procedurile de reziliere. Eu sunt convins că veți avea o surpriză și va fi mai repede lansat procedura. Da, și eu sper ca la închiere, în ciuda tuturor care protestatarilor, sper ca la închiere, sper ca viitorul contract de execuție a centrului locuitoare să semneze două ministri tot la Bacu. Rămânem cu consecvență. Semnăm la Bacu, eu am rămân la Bacu, nici centrul a Bacu, nici centrul. Păi nu, v-am spus. Eu l-aș trebui primar la minister și, bineînțeles, voi chema și compania.
pentru a aduce numai expertiză la lucrările care sunt efectuate de EMD și pot vom prelua la companie pentru a-i aloca sume în partea de reținere să întâlnim ce va constata studiul care va prelua la companie. Deci vom prelua la companie podul. Și în întrebare pentru la pe strada care leagă de Madrid, de Lucoș, la drumul 4, am înțeles că au fost probleme, vorba despre expropriere. Consolul 4, din câte știu eu, la drumul încet, este într-o execuție și într-un ritm predictiv, că vom finaliza până la sfârșitul anului. Avem un antreprenor foarte bun pe locul ăștia de valutul 4. Nu sunt probleme pe expropriere suplimentare, dacă vorbim de expropriere suplimentare, din contrast, pe deosebire de guvernul precedent, care n-a fost în stare să elibereze, să elite autorizația de construire pentru lucrul și de vapatul, mi-am trimis o lună de zile, astfel încât lucrurile pot continua și pot fi finalizate până la sfârșitul anului. A fost o sentință definitivă de la Curtea de Apel Alba, unde spuneam că doi proprietari ar trebui să primească bani. Ce se va întâmpla cu economii? Trebuia să primească în ianuarie și încă n-au primit. Nu, acestea sunt procedura aferente cu procedura de expropriere legea 255, după cum bine știți, la măsură că se eliberează un om ca lucru și să se vede de formalități legate de tratate și în calculare să primească banii toți proprietarii. Că unii de proprietari își doresc nu mai repede să acționăm acest proces și de-aia am încercat acest proces. Dar nu mai e nici impediment pe ceea ce înseamnă derularea lucrurilor. Dar ambasamentul este liberul, nu ca această hotărâre pe care a primit-o dumneavoastră să fie pusă în aplicare imediat de companie, înseamnă să accelerăm procesul de cadastru și de abonare, după cum știți. Ne ocupăm de foarte multe documentații, de aceea gen, de aceea și curează.